să sugerați răspunsuri la ele. Îmi amintesc în acest context de cuvintele lui Mihai Eminescu, care spune: viitorul și trecutul sunt a fiile două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Cred că al șaptelea simț, dacă vom încerca să-l dezvoltăm, cred că vom vedea perspectivele viitorului. Deci, romanul dumneavoastră ne îndeamnă să vedem, să ne gândim la perspectivele, la viitorul care ce ne așteaptă. Și ca să facem această premoniție, e necesar să vedem ce a fost. Ați evocat acele momente, destrămarea Uniunii Sovietice, podul de flori, apoi evenimentele care au fost urmate, frontul popular, acțiunile. Vă mărturisesc că pe acel timp eram studentă și am văzut cu ochi de studenți, am participat, am fost martor ocular și la podul de flori și la destrămarea Uniunii Sovietice, percepeam cu mintea noastră de student, așa cum era. Ne sunt familiare locurile despre care vorbiți. Eu cred că unul din puținele romane în care am văzut atât de multe locuri, Calea Orheiului, Orașul Burlești, Poșta Veche, și asta ne face să cred că a fost detalii care spun că este realitatea noastră și problemele cu care ne confruntăm. Mi-am notat câteva maxime, cred că și cititorii avizați le-au remarcat. În corelație dintre spațiu și timp, dominant este sufletul uman. Este un generic pentru și un... Cred că și pentru un viitor eseu să meditem.